În vremea aceea a auzit regele Ierod vestea despre Iisus, căci numele lui Iisus se făcuse cunoscut și zicea că Ioan Botezătorul a înviat din morți și de aceea se fac minuni prin el. Alții însă ziceau că este Ilie și alții că este proroc ca unul dintre proroci. Iar Irod, auzind acestea, zicea, este Ioan, căruia eu am pus să-i taie capul, el a înviat din morți. Căci Irod, trimițând, l-a prins pe Ioan și l-a legat în temniță din pricina Irodiadei, femeia lui Filip, fratele său, pe care o luase de soție. Căci Ioan îi zicea lui Irod, nu ți este îngăduit să ții pe femeia fratelui tău. Iar Iulian a urat și voia să-l omoare, dar nu putea. Căci Irod se temea de Ioan, știind un bărbat drept și sfânt și ocrotea. Și auzindu-l multe făcea și cu bucurie asculta. Deci fiind o zi cu bun plinești, când Ierod de ziua sa de naștere a făcut ospăț regătorilor lui și căpetenilor oștirii și fruntașilor din Galileea, iar fiica Irodia de intrând și zucând a plăcut lui Irod și celor ce ședeau cu el la masă. Iar regele a zis fetei, cere de la mine orice vei voie și eu ți voi da. Și s-a jurat el, orice vei cere de la mine îți voi da, până la jumătate din regatul meu. Și a ieșind a zis mamei sale, ce să cer? Iar Erodiada i-a zis, capul lui Ioan Botezătorul. Și intrând îndată cu grabă la rege, i-a cerut zicând, vreau să-mi dai îndată pe tinsie capul lui Ioan Botezătorul. Și regele s-a mâhnit adânc, dar pentru jurământ și pentru cei ce ședea cu el la masă, n-a voit să o întristeze. Și îndată trimițând regele un pasnic, a poruncit a-i aduce capul și acela mergând i-a tăiat capul în temniță. L-a dus pe tinsie și l-a dat fetei.